Bine v-am regăsit, stimați telespectatori Crontel. Astăzi discutăm despre sporturi individuale și în același timp de echipă și avem în fața noastră, alături de mine, în fața dumneavoastră, o echipă. Și spun, bine ați revenit în studioul Crontel, foștilor sportivi, de această dată antrenor, profesor Tircu Arcu și aproape își depășesc mentorii și spun, bine ai revenit, Ioana Trufin și Andrei Dănilă. Bună ziua, bine v-am regăsit. Bună ziua. Întotdeauna vara sau iarna, adică în vedere vara că se termină anul școlar și urmează o vacanță și anume este o perioadă de competiții internaționale sau iarna când este momentul bilanțului. Acum ne-am întâlnit cu ocazia pregătirii pentru participarea arcașilor rădăuțeni și nu numai la niște competiții internaționale, competiții internaționale care sunt găzduite chiar de România. Până a ajunge acolo, la această competiție despre care voi veți vorbi, ați putea să ne prezentați o scurtă prezentare a rezultatelor din anul 2018-2019? A sportivilor pregătiți de către voi? Cadeții de la Clubul Sportiv Școlar Rădăuți au avut un an competițional plin. Ei se descurcă foarte bine, avem copii care sunt și la lotul de seniori, ceilalți sunt și la lotul de cadeți, împreună fac o echipă foarte bună, împreună cu ceilalți sportivi care fac parte din lotul național al României. Competițiile de outdoor au început în principal din primăvară, au fost mai multe competiții mici în Slovenia, unde rezultatele au fost foarte bune, a maestroaie Mădălina a reușit să câștige chiar locul întâi la junioare, la o competiție foarte importantă din Slovenia, care este World Ranking Event, adică punctele care sunt adunate acolo se corespund pe tabloul internațional. De asemenea, sportiva maestroaie Mădălina este o sportivă de perspectivă în sensul că ea a participat la toate competițiile cu lotul național de seniori. Despre aceste competiții poate mai mult să povestească colegul meu, pentru că el și face parte din lotul de seniori și antrenează. Cum spunea Ioana, și îmi place că sunteți echipă, adică sarcine fiecare nu intre peste celălalt. Spuneam aproape să ne disciplii și să depășească mentorii. Mă refer la Roza și Sandu Deni și nu numai. Acum, din perspectiva nu a componentului lotului olimpic sau lotului național de senior, mă gândesc din perspectiva antrenorului, a profesorului, specialitatea Tircu Arcu, este mai dificil acum când stai pe margine și îți dai ție indicațiile ca și antrenor, pe și profesor și antrenor, sau când lucrezi cu copiii? Sau faptul când erai tu sportiv și te gândeai, mai spunea câte o indicație, sau domnul Sandu sau doamna Roza spuneau, Andrei, uite, ar trebui să facem lucrurile așa, și tu spui, lasă, domnule, că le știu eu. Cum sunt lucrurile? Ca să spunem așa din casă, nu ne aude nimeni, Andrei. Consider că e dificil și să fii sportiv, dar și să fii și antrenor. Fiecare are, cum să zic, atribuțiile lui. Ca sportiv ai anumite lucruri de respectat și de făcut, ca și antrenor ai alte atribuții, alte chestii de respectat și e frumos și una și cealaltă, și sportiv și antrenor. Le conștientizez acum când trăia, când ai trecut de partea cealaltă a baricadei, acele indicații, atunci le vezi altfel. Adică în ideea, un fost sportiv participat la competiții internaționale, este mai simplu să se pună în pielea unui inițiat, unui sportiv acum la început de carieră, să-i explice, domnule, am trecut și prin treaba asta. Cam știu ce simți acum când îți transmite, însă dacă știi cum să le scoți maximum. Exact, tocmai că este mai bine dacă ai trecut chiar și tu prin asemenea chestii, știi ce simte acel sportiv, e cu totul diferit. Deci se reușește o conexiune mai strânsă cu sportivul chiar. Iar acum, în calitate de component al lotului, cum a spus șefa de delegație? Da. E o situație comică, acasă antrenor, la competiție colegi chiar, este în regulă. Participările, că a spus, la competițiile outdoor, la aceste competiții la care ai participat, adică din prisma ta, adică cum e rezultatul, cum corespund și cum ne raportăm la ceilalți, adică ceilalți cei mai buni, mă refer, din Europa și din lume. La seniori, la seniori și implicit și domnișoarele de care spunea de Mădălina și celelalte pe care am înțeles că ai participat și tu la competiție. Da. La seniori nivelul este foarte ridicat. Acum
ca să ajungi în, acolo, în, ca top. Să, în top și să participi la treci în etapa următoare să de tragi eliminatorii. Eliminatori. Deci nu merge la voia încălzării coincidență. Deci exact. Nu mai muncă. E foarte, destul de greu. La junioare, la senioare, la așa, e puțin mai abordabilă situația, nivelul e puțin mai scăzut, dar se poate aborda mai ușor la senioare. În outdoor-ul ăsta, deci e clar sezonul de aer liber, în afară de Dolhasca, Verești, în ce alte localități ai mai participat alături de sportivi rădăuțeni? Păi am avut competiții la București, Cupa României chiar în weekendul ce a trecut a fost. Și din martie, din zona când din sezonul din aer liber. De aer liber am început cu un Grand Prix de seniori organizat la București, chiar de România. A fost un eveniment destul de mare, cu 500 de participanți. Toată lumea a venit pentru că a fost și concurs de calificare pentru Jocurile Europene de la Minsk. Și atunci a fost o prezență covârșitoare. Jocuri care se desfășoară acum, în au fost, pentru tir cu arc au fost deja. În turneul de calificare de la Minsk, o sportivă de la Deva a ieșit pe locul 1, sportiva noastră de la Rădăuți a ieșit pe locul 6, dar având în vedere că există doar un loc cotă pe țară, a mers sportiva de la Deva. În condițiile în care nu ar fi fost nimeni în fața Mădălinei, tot din România, atunci ar fi mers ea. Dar este un lucru foarte bun, fetele sunt de aceeași valoare, a fost doar ziua respectivă, un pic de noroc. Ele ca valoare sunt foarte, foarte apropiate și din acest punct de vedere noi ne bucurăm la nivel de țară că avem două sportive atât de bune la o vârstă foarte fragedă, au 16 ani și reușesc să concureze la concursuri de senioare pe poziții foarte, foarte bune. Au avut rezultate foarte bune, asta ne dă speranță. La ele funcționează și un fel de sparing partner, că se trag una pe cealaltă. Da, automotivație și în același și timp. Atunci și federația este foarte implicată, se are în vedere să se organizeze un lot olimpic la care să fie luate în considerare cele două sportive. Ar fi un lucru foarte bun, ele ar primi indemnizații, ar fi un pic de motivare pentru ele să tragă în continuare, deși, din punctul meu de vedere, sunt suficient de motivate, au muncit foarte... Nu, un sportiv trebuie totdeauna tot să-l găsești, să-i cauți ca partea sensibilă să motivezi. Ele sunt foarte, foarte motivate, rezultatele sunt foarte bune și ca barem cifric, ele la senioare, deși sunt cu 5-6 ani mai mici, sunt undeva la mijlocul clasamentului mondial. Ceea ce este foarte bine, putem să ne gândim, să abordăm, chiar dacă nu o calificare la Tokyo, că este foarte devreme, cea de la Paris sigur o să fie... abordabilă. Îmi place ce aud. Și eu sunt la performanță, pe atletism, pe partea cealaltă, însă mi-aduc aminte că de-a lungul timpului mai spunea cineva, domnule, s-a născut talent și a murit speranța. Adică la o vârstă fragedă, chiar și 15-16 ani sau 13-14 ani, niște rezultate fantastice, după care ușor-ușor se pierde pentru că se ard anumite etape. Dar din ce înțeleg, sunt niște perspective, este o strategie pe termen lung în care prin motivație, prin felul de a ține aproape și implicit prin dorința sportivului, că dacă sportivul nu-și dorești, nu se poate, am putea, nu, la nivel de mare performanță, ce înseamnă prezența la campionate mondiale și implicit la Jocurile Olimpice în 2024. Ar fi ceva fantastic. Fantastic. Noi încercăm oricum, deci fetele o să concureze și la categoria lor, la cadete, la campionatul mondial, împreună cu celelalte sportive din lotul național. A treia sportivă este tot de la Rădăuți, feciorul Ilinca. Buzilă Tudor va face parte din echipa de băieți, la fete cel puțin, dacă ne luăm după baremurile cifrice, noi sperăm la un loc la echipe în primele 8. Să sperăm că totul să meargă bine, pregătirea să fie conformă până în august și totul o să fie bine la campionatul mondial. Dar pentru aceste două fete, perspectiva într-adevăr este pe termen mai lung, au fost făcute calculele, ele o să fie încă în perioada școlarizării de liceu, când va fi calificarea pentru Paris, ceea ce este foarte bine. Noi întotdeauna am avut probleme cu sportivii care când au terminat ciclul liceal și... Acea trecere la nivelul universitar deja nu mai aveai controlul, nu mai era apropierea de domiciliu, mai știți că fiecare erați autodidacți, unul pe la Suceava, unul pe la Iași sau prin celelalte zone. Spunea de calificarea de Jocurile Olimpice, fac o legătură numai scurtă cu Alexandru Botnar, la fel calificat de la Rădăuț, dar nu, a mers aproape și el, a mers cu doamna Dinici la Beijing, cât era, nu? Treceai idealul și ajungeai în zona respectivă. Ce spuneai frumos de aceste fete, spuneai de
Tudor Buzilă, de edificiul Ilinca. Mi-aduc aminte acum de Sandu Dinis, vreo 6-7 ani de zile, a spus că această generație născută în, sunt 2002, sau poate greșesc 2002-2003, tot creștem și gândim o perspectivă, adică pe ideea omului domnului, nu acum, pregătesc 6-8 ani de zile ca să ajung la un ciclu olimpic. Și lumea spune, nu, domnule, lasă ăștia tine. Și acum totuși îmi confirm, chiar dacă nu mai sunt ei cei care cizelează și finisează, sunt un produs al lor, că până la urmă sunteți produsul lor, se concretizează lucrurile acestea. Că și Ilinca, și Mădălina, și Tudor Buzilă, dar toată lumea îl știe. Și pe Tudor, deci Ilinca, când era un campionator, era unul, ori era celălalt. Iar acum Mădălina, ușor, ușor, a început și ea să străpungă și că, din ce înțeleg, la un nivel puțin mai ridicat. Cum este să pregătești acești copii, să-i prăiești și să le stabilești aceste targeturi, niște ținte destul de înalte din ce vorbim. Da, într-adevăr, acum câțiva ani, când am început cu domnul Deneș, am avut mult mai mulți cadeți. Deci erau 12 care făceau trebuie parte din lot. Selecția baza mare ca să... A fost o bază bună și, într-adevăr, de-a lungul timpului au confirmat cei care trebuiau să confirme, care au reușit să susțină ritmul de muncă în cantonamentele cu lotul național, care au fost motivați, care și-au dorit să facă acest lucru și încet, încet am reușit să formăm o echipă, ceea ce este foarte important la nivel național. Asta este cel mai important, pentru că la competiție... Absolut, deci din toate cluburile, de la ceilalți domeni, gândim care este scopul comun. România, dincolo de relațiile noastre, de confruntare în anumite competiții până la urmă, nu? Da, ce este mai bun și valorile trebuie promovate. La competițiile naționale este altceva, fiecare este pentru clubul respectiv, dar acesta este un lucru îmbucurător. Că există o echipă foarte bună la nivel național. S-au așezat cluburile până la urmă, că dacă nu se dezvoltă, nu obții rezultate la nivel, nu mai primești nici finanțare de partea COSR sau Ministerului Tineretului și ca și federație ajungi la un sport de casă. Deci lumea o conștientizează, dar asta înseamnă antrenori. Cum vezi pregătirea și cum se mișcă acești copilași acum pentru următoarea competiție care se desfășoară într-un timp destul de apropiat, având în vedere că se desfășoară tot în România, și cum se numește, și spun dacă a mai fost vreodată și era în comitetul de organizare un campionat european și era Aurelian Baciscă-i președinte, sau poate greșesc. Domnul... Ei se află la un nivel foarte bun. Țin să precizez că astăzi dimineații au plecat deja într-un cantonament de pregătire iarăși la București împreună cu antrenorii de lot, domnul Deneș și domnul Titi Frai de la Iași, antrenorul de la Iași. Este un cantonament centralizat, unde, cum a spus și Ioana, sunt aduși toți copiii din țară, de la lot. Vârfurile exact. De la lot, centralizat, și același timp de pregătire, să obișnuiască condițiile cu exact. Urmează o perioadă de pregătire de o săptămână sau 10 zile și apoi intră direct către la Cupa Europeană. Deci se schimbă locația, mergi și... Este previzionat un număr de țări participante, un număr de sportivi? Sunt înscriși 280 de sportivi de la toate categoriile, adică mă refer la juniori, cadeți, divizia recurve, compound. Țări? Din câte am înțeles, sunt în jur de vreo 30 și ceva de țări. O competiție puternică? Este competiție puternică, noi am mai organizat în România tot cupe europene de tineret, tot la București. O să mergem oricum pe acest trend. Am înțeles că o să aplicăm și pentru, chiar și din nou, pentru campionatul european de tineret. Peste 2 ani să-l organizăm tot la București. Federația a investit foarte mult încă de pe vremea domnului Aurelian Baciscă în panouri, în tot ce înseamnă logistică pentru acest fel de evenimente. Și eu vin în ideea că dacă mai se dorește și ceilalți îți asigură să organizeze această competiție, s-au simțit bine. Adică ne-am ridicat cel puțin la un nivel european în organizare. Că altfel spune domnule, nu mai, în toate lucrurile. Știu că spunea domnul Deni și atunci era partea de organizare de cazare, să primești toate delegațiile, era atunci este o nebunie. Și sunt oameni din spate care nu-i vede nimeni. Dincolo de a te așezi, ai pus panourile, ai tras și concluziile. Pe cine mizăm acum? Care este grupul de sportivi care vor participa la Cupa Europei? De la Rădăuți vor participa la cadeți Tudor Buzilă, la cadete vor participa Măestroaie Mădălina, Feciorul Ilinca și Forai Alexandra, la juniare o să participe și Halu Sanda de la Rădăuți
Și restul copiilor vor fi completări de la celelalte cluburi din țară. Sunteți și psiholog fin sau, să spunem, sociolog, doamna profesor, care ați obținut și gradația de merit, gradație merit care nu se obține decât pe baza muncii și a rezultatelor, iar la o vârstă fragedă, adică inițiere în cadrul părții didactice, spun eu, denotă și foarte multă capacitate profesională și expertiză și vă felicit. Făcând așa o să spunem noi, evaluare, băieți sau fete? Că din ce aud, fetele primează din punct de vedere al calității pe zona noastră și în general, dar și noi bărbații, voi stai liniști că nu arăsă pe misoginul între ghilimele. Nu, statistic nu avem neapărat mai multe fete care să fie în vârf și băieții merg foarte bine. Este foarte important până la urmă ca sportivul să relaționeze cu antrenorul. Și atunci mai discut cu Andrei, noi avem sportiv la care eu stau în spatele lor și Andrei e sportiv la care stă el, nu prea ne deci, călcăm. Empatia aia acolo empatia, și simți, da. Simți că îi respiră greu și dormi, trebuie să-i face la care să liniștească. Da? Să deci nu... este foarte important și cum relaționează sportivul cu antrenorul și atunci avem fiecare... Avem și stiluri diferite de a antrena, asta este foarte clar. Că, da, da, este și foarte bine din punctul meu de vedere, se compensează unul cu celălalt în funcție. Și personalități diferite, dar astea se completează cu personalitățile diferite ale sportivilor. Și atunci este un echilibru în final. Frumos. Mizăm pe ceva? Adică sau este o competiție în care ne verificăm nivelul de pregătire sau poate la individual sau undeva la echipe, că fiecare își face înainte o analiză, o strategie, spune, domne, am avea acolo la echipe, ne calificăm, trecem de eliminatori, putem obține o medalie. Știu că era Alex Popescu la un moment dat, locul 4 la campionatul mondial de cadeți, deci câte erai trans în finala respectivă? Nu se știe în finala mică, nu se știe niciodată. Rămâne de văzut acum ce o să fie atât la individual, dar se poate considera și ca un concurs de pregătire, de verificare al fetelor la echipe în perspectiva campionatului mondial. Să vedem cam cum ar fi. Cum se situează acolo, da. Tot într-o competiție internațională. Campionat mondial care este legat de participare de obținere rezultate aici la Cupa Europei sau s-au calificat anterior, au făcut punctajul de a participa la campionatul mondial? Ei și-au făcut anterior baremul de punctaj pentru a participa la campionatul mondial de la Madrid și sperăm că dacă vor păstra linia ascendentă care a fost anul acesta pentru baremul cifric, putem să sperăm la un rezultat destul de bun la Madrid. Ei, te referi, ei adică pe România sau ei sunt numai din Rădăuți care vor participa la Madrid? Nu, eu acum mă refer ei în principal ca și echipă a României. Iar din Rădăuți? Din Rădăuți... La Madrid sau toți vor merge? Nu, va merge Buzilă, Tudor, cu echipa băieților, mai sunt doi băieți de la Deva și fetele vor fi două, maestroaie Mădălina și feciorul Ilinca împreună cu altă sportivă de la Deva. Merg doar două echipe, o echipă de cadeți și una de cadete. Performanța, așa cum o înțeleg eu, înseamnă un antrenament, nu astăzi un antrenament, mai facem unul săptămâna viitoare și ne mai întâlnim peste o săptămână. Înseamnă muncă, muncă, muncă. Dacă mergem și la colegiile la care sunt ele sau ei elevi, ne uităm, deschidem catalogul în top. De felicitat este tot cazul situației Mădălinei, care la ea a fost un caz special, că a fost plecată jumătate de semestru, în semestru 2 a fost plecată și în cantonamente și la competiții internaționale, a avut o perioadă foarte aglomerată. Ea a reușit de fiecare dată când a fost acasă să-și recupereze cu școala, cu temele. Mulțumim pentru înțelegere tuturor profesorilor de la Colegiul Național Eudeusu Hurmuzachi, pentru sprijinul acordat. În principal, sunt situații în care nu pot să ajungă la teze împreună cu colegii. Într-adevăr, se dă tot programul peste cap, trebuie să dea teză separată. Le mulțumim pe această cale. Nu am putea, într-adevăr, să susținem o asemenea activitate de înaltă performanță fără sprijinul părinților și a profesorilor. În sprijinul părinților, că până la urmă cât noi lucrăm în învățământ sau în alte domenii de activitate, când un astfel de copil îți aduce imagine și el implicit nu are nevoie de niciun sprijin, pentru că Mădălina, chiar dacă dă singură, obține ea nota respectivă. Tu trebuie să vii și să o felicitezi și să o mulțumesc, vii și în întâmpinare. Și atunci copilul este motivat de la club că își dorește și partea cealaltă, uite că aduc un plus valoare municipiului, unității de învățământ. Noi tot le mulțumim la fiecare la ceilalți. Spun lucrul ăsta că mai fost cazuri când au mai fost la campionate naționale cu rezultate deosebite. Era a doua zi când s-au întors, i-au
au și ascultat și au luat și o notă mică. Știți și voi cazuri din astea că sunt. Poate ușor, ușor se schimbă mentalitatea. Iar Mădălina, ca o coincidență, că s-a nimerit să fie în acea selecție cu proiectul de Pierre de Coubertin, care a fost selecție la tir cu arcul și eram și dirigintă și proiect de educație fizică, dar asta nu are. Așa s-a întâmplat. Ilinca, i-am fost tot profesor, iar Tudor de-l știu, par și cum ar fi fost al meu. Dar asta înseamnă proiecte de depistare, de selecție și finalul, adică unde doresc eu să ajung, în ideea că investiția în tineri, și voi sunteți tineri și sportivii sunt tineri, credeți că este cheia succesului sau este numai așa o întâmplare, trebuie să mergem tot așa, nu ne mai adaptăm în funcție de nou, mergem așa cum suntem formați, retoric, bineînțeles. Întotdeauna este o idee bună să investim în tineri. Noi considerăm că ce se întâmplă în momentul actual în România, în tirul cu arcul, continuă această perspectivă. Sunt antrenori tineri, mai nou se investește foarte mult în cei mici, în cadeți și în cadete. Nu ducem lipsă de materiale din partea federației. S-a ajuns până la urmă la o concluzie în care, na, dacă vezi că lotul de nu este aici, nu este... am tăiat, luăm ce ăsta, creștem ce sunt vârfuri, dar le asigurăm absolut tot ceea ce este necesar. Da, și cine muncește, muncește, și cine nu strânge mâna, la revedere. Tirul cu arcul. Ce reprezintă tirul cu arcul? Mă refer din prisma acum a unui participant la competiții internaționale, având în vedere că telespectatorii în partea a doua emisiune vor vedea ce vor urmări. Un meci pentru câștigarea campionatului mondial, adică vârful. Ce înseamnă concentrare, ce înseamnă să reușești să te menții echilibrat pe o finală, ține pe cam cât timp? 30 de minute? Aproximativ, da. Depinde de fiecare meci. Care să v-ați spune, doamne, ce tirul cu arcul, geata s-a dus. Nu. Și distanța este mică. Ați spus 9 metri? 70 de metri. 70. Da, mai punem acolo. Cum vede așa din perspectiva lui? Adică ți-ai dorit de la început sau le însuflăm copiilor, sportivilor, domne, când ai venit la tir cu arcul, ce, hai, poate prima dată de agrement sau așa să vezi tu să inițiezi. Să-ți dorești să ajungi la campionatele mondiale sau la Jocurile Olimpice? La început, da, se poate considera agrement, dar după aia intervine dorința de a nimeri tot timpul mijlocul țintei și atunci se duce la alt nivel și asta e ceea ce face diferența până la urmă. În acel panou care așa s-a nimerit la intrare cu toți campionii ei, când trec să mă uit, spune, stai când dată trebuie doamna să-mi scoateți aici, că nu mai este locul și să mă puneți și pe mine. Da, la Clubul Sportiv Școlar avem un panou. Inițial, primul pe care l-am făcut au fost cu sportivi chiar de la începuturile tirului cu arcul în Rădăuți. Și acum nu mai avem loc pe panou de campioni. Nu mai avem loc pe primul panou să mai punem poze cu campionii actuali și acum ne-am mutat în altă parte. Și pentru ei, pentru cei mici mai ales, este o dorință de-a lor să-și vadă poza pe panou respectiv împreună cu alături de ceilalți colegi ai lor. Și am avut și așa o glumă că am zis că până la urmă o să umplem toată sala, toți pereții, să avem doar campioni până la urmă. Dacă se muncește și se dorește, cum ai spus, dacă sunt toți factorii convers spre același lucru, o să fie sala plină de campioni. Care sunt calitățile pe care ar trebui să le aibă un sportiv ca să ajungă? Un sportiv, băiat, fată, nu contează, ca să ajungă acolo în top. În primul rând, multă răbdare, pentru că un rezultat foarte bun nu vine chiar de la început. Ca să ajungă cel puțin campion național, spre exemplu, sunt în spate câțiva ani de muncă. Și, în al doilea rând, multă dorință de muncă și perseverență. Asta este foarte important. Și, până la urmă, motivația lor interioară contează cel mai mult. Andrei știe foarte bine, ca și fost sportiv de lot național, ce înseamnă să ai... Dumneavoastră nu ați fost la lotul național. Am fost, eu am fost mai demult. Andrei este... Mai demult, da. Se vede că a fost mai demult, cu 3 luni înainte. La Andrei toate aceste trăiri sunt mai recente. Contează foarte mult motivația lor interioară. Să-și dorească ei, într-adevăr, să facă ceva. Și atunci lucrurile curg. Pentru că dorindu-și să ajungă la competiții internaționale sau chiar să câștige, atunci pofta de muncă vine mai ușor. Da, a scăpat așa dumneavoastră din modestie un factor important și anume antrenorii, profesorii care știu să cizeleze, să scoată ce este mai bun și acesta sunteți voi. Iar pentru final, este tirul cu arcul, toată lumea știe și aduce aminte, era o familie. De-a lungul timpului, tirul cu arcul a fost tot sportiv, tot s-au întâlnit, se mai păstrează această legătură cu foștii sportivi de altă dată, să mai întâlniți, să mai discutați, să mai comunicați.
Da, mai ținem legătura chiar cu Alex Popescu, cu toți chiar care au fost. Ținem legătura pentru că așa e frumos până la urmă, când mai vor să tragă și ei cu arcul, să vină acasă, sunt oricând bine poftiți la sală să tragă. Să se relaxeze. În partea a doua, vă, după cum v-am spus, veți urmări un meci final a campionatului mondial, dar până atunci, o ultimă întrebare pentru domnul coordonator al lotului de tir cu arcul din zona respectivă. Acum este vacanță, da, vacanță la școală, vă veți lua 2 luni jumătate în care vă veți relaxa complet, nu? La noi niciodată, în perioada vacanței, este vacanță. Deci, absolut niciodată. La noi, în timpul vacanțelor, cu atât mai mult, avem mai multă activitate decât în perioada, spre exemplu, octombrie-noiembrie, când nu există competiții internaționale, de regulă, în octombrie-noiembrie, perioada de vârf este vara. Deci, cu atât mai mult, nu că nu avem activitate, avem mai multă decât de obicei. Și putem și, până la urmă, și profităm de faptul că acest sportiv nu merg la școală și atunci putem să-i avem pentru noi toată ziua și să-i muncim. Cu felicitările de rigoare și cu dorința de a mai avea după Beijing 2008 și în 2024 la Paris un rădăuțean sau până la urmă un reprezentant al României, că dacă merge bine tirul cu arcul de România va fi o finanțare și pentru Clubul Sportiv Școlar Rădăuți și cu urările de succes și baftă pentru participarea la Cupa Europei, da, din București și implicit de la Madrid la Campionatul Mondial, Radu Munteanu vă transmite Descoperiți-vă spiritul sportiv. Ladies and gentlemen, we are now going to start with the bronze medal match for the recurve cadet woman division. With on target number one from Romania, Madalena Amastroia. And on target number two from Russia, Polina Krikanova. The judge in the match is Mari Jakonen. And on target number one, Madalena is shooting first. And we are now going from accumulating score to set system. The one who has first 6 points will be the winner of the match. And in this case, the winner of the bronze medal in the recurve cadet woman division. Nine. For Madalena. Ten. Paulina. Nine. Madalena. Eight, Pauline. Ten, Madalena. Nine, Paulina. Unofficially, 28 for Madalena and 27 for Paulina. Madalena was shooting all week, very strong, and she was also first in the qualification round. In the 116 elimination round, she was too strong for Elena Bendikova.
in the 1-8 elimination round, too strong for Thea Rogers. In the quarterfinals, too strong for Azelis Ramel. And only in the semifinals, Tuana Vudashapova was too strong for her. Paulina was number 7 in the qualification round. In the 1-16, she needed a shoot-off against Eliska Novotna. In the 1-8 elimination round, she was too strong for Pia Wilbring. In the quarterfinals, Paulina Goek and Sara Reinke was too strong for her in the semifinals. On target number 2, Paulina is starting to shoot first. Nine, Paulina. Nine, Madalena. Nine, Paulina. That was fast. Eight for Madalena. Eight for Paulina. Nine for Madalena. Unofficially 26-26. That means they split the points. And that could mean that Madalena Amastroya has 3 points and Paulina Krikunova from Russia 1 point. Madalena will start to shoot first on target number 1. Nine, Paulina. 10, Madalena. 10, Paulina. Seven, Madalena. 9, Paulina. 10, Madalena. 27-28. Unofficially. That means we will have a tight score. And because we have a and because of the tight score on target number 1, Madalena will start to shoot first. Yeah.
8. Madeline. Yeah. Ten, holy. Nine, Madalena. Nine, holy. Nine, Madeline. 26 points. Ten, Paulina. 29 points. Unofficially, we have now a score. 5 points for Paulina Krikunova from Russia, and 3 points for Madalina Amastroye in this bronze medal match for the recurve cadet women. And that means that for the last three arrows in this match, Madalina Amastroje from Romania will start to shoot on target number one. Paulina. Nine, Madeline. Nine, Paulina. 19-17. Ten, Madalina clinches this set. Nine, Paulina. With a score, we have 5-5, and that means we will have a shoot-off. And it's confirmed, we have a shoot-off. One arrow, each archer, 20 seconds. Madalina starts, Paulina second. When they both have a 10, then we have automatically a second shoot-off. Madalina Amastroje will start first to shoot in this shoot-off for the bronze medal. And now the wind is coming.
second one, Paulina Krikinova. Eight. Both archers are shooting 8 points in the shoot-off. However, one of them is closer, and that's Paulina Krikinova from Russia, and she's winner of the recurve cadet woman bronze medal. Congratulations. Before we will start with the official ceremony for this event, I would like to thank to the organizers, because I realized that I think this was the youngest field crew ever that I met in my last 20 years. So please, I would like to come here. The field crew, Timea Fry, please come here. Elena Topliceanu, Stefania Sandu, Paula Panzari, Alina Agenie, Giordana Teodorescu, George Bargan, in front of the podium. Luminita Erashe, Dame Jansson Van, Mihai Stojan, Christian Nedelku, Razvan Kondak, and Justin Albu. I think you agree that is the youngest field crew ever that you saw on the field. Young archers that were working very hard all week to make a success of this tournament. Normally, they were guided by an experienced people, and I would like to have here also their chairman. This is the field manager, Mr. Miklos Zoltan. And competition manager, Miss Adriana Hoppe, secretary general, who was the right hand of everybody, Mr. Jon Pandele, Gennady Epure, Andrei Danila, Stefania Ficelanu, Razvan Marku, and Aurel Robu. Please, these were people who were helping us. They were all supported by all the athletes from Romania and coaches who were during the week in the competition, but when they were out of the competition, they were working. Again, thank you very much to all of you. Thank you. I would also like to thank all the judges who were working this week, guided by the chairman of judges, Ms. Susan Richards. And the judges, Mr. Atanas Temelkov, Mr. Alper Guller, Ms. Maria Konen, and national judges, Mr. Konstantin Fry, Mr. Christian Jepure, Mr. Stefan Albu, Ms. Janina Ivu, and Mr. Ovidiu Enake. And the two directors of shooting, the director of shooting, Mr. Petros Petru, and his assistant, Mr. Cesar Alessandrescu. Again, thank you very, very much. Alex. Alex, vezi că mă mut cu camera, ca să nu... And another five people I would like to invite for the applause. Without them, the competition could not run. And this is, first of all, Janseo team, Mr. Ardingos Carcela, Miss Natasha Salukvadze, and Mr. Alessio Corbucci.
They went to eat, they could not eat, and the announcer speaker this week, Mr. Henk Wagemakers, and the DJ, Michael Zegrea. Thank you very much. What I already said, there were other people supporting this, but this was, I had to select the most important ones, so thank you again. Slowly we are going to the official things. There is still one that's half official, let's say. You know that every year the Youth Development Committee has to select the coach of the year. As always, this selection is a little bit difficult, and we had it already last year at the end of the year thinking that we will do this. And in Slovenia, there was also a proposal, so this was now selected. And the team manager and coach of the year, it's a team which is, you will recognize this, a special prize because the tournament is in Romania. It's not because we are in Romania, just this selection, but they were already on the list. So the team manager and coach is from Romania, Mr. Alexandru Deneș, Mr. Gigi Pusca, and Mr. I forgot the name, but I have it written, Fiorel Habian. Please come here. Mr. Alexandru, where are you? The team manager, both times here and in Slovenia. And now we go further with the official awarding. Please, all medalists, go to the tent where you were dropped in for your final matches. All medalists, go to the tent where you were dropped in for entering the field of play. Ladies and gentlemen, we are now going for the victory ceremony for the compound cadet men, woman division. Medals will be presented by Secretary General of World Archery Romania, Mr. Ion Pandel. Bronze medal representing Russian Federation, Arina Cherkezova. Second place, silver medal, representing Italy, Elisa Basicetto. First place, gold medal, representing Great Britain, Leila Anneson. Ladies and gentlemen, the national anthem of Great Britain.
And please, a warm round of applause for the athletes. For who?